Bună și bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi vom face review-ul unei cărți. Dar înainte să ne apucăm să facem review-ul unei cărți, vreau să vă arăt mâinile mele, pentru că am cules nuci în weekend, iar mâinile mele arată așa. Așa că vă rog frumos să nu vă speriați de mâinile mele. Am încercat să scot această chestie pe care am reușit să o fac cu clor, cu detergent, cu sare de lămâie, cu lămâie, cu săpun, cu tot ce se poate, dar nu s-a... nu. Niciun caz, nu. Cred că așa voi sta vreo 3 săptămâni cu ele. Dar asta este. E frumos să ai o casă și e frumos să ai nuc în curte și să trebuiască să-l cureți. Da. Dar asta este altceva. Hai să trecem la cartea despre care vreau să vă vorbesc astăzi și este o carte pe care voi ați ales-o să o citesc. Și se cheamă Pacientul. Jasper David, nu știu dacă așa se citește. Un cocktail inteligent de thriller psihologic și horror supranatural. Da. Hai să vă zic câte pagini are. Are 287 cu... da, 287. 281, de fapt, cu... fără mulțumirile celui care a scris cartea. Eu i-am dat un... cred că 3 sau 4 pe Goodreads, nu mai țin minte exact, ceva pe acolo. Hai să vă citesc și ce scrie pe spate și după să vorbim despre carte în parte, carte în sine, în parte. Joseph M. este cel mai vechi și cel mai bizar pacient al unui spital de psihiatrie din New England. Farma lui tunebroasă constă în efectul catastrofal pe care îl are asupra celor care vin în contact cu el. Asistentele, infirmierii și doctorii care se ocupă de el pentru un timp sfârșesc prin a nebuni sau chiar prin a se sinucide. Nou sosit în spital, împotriva tuturor avertismentelor și interdicțiilor, tânărul medic psihiatric Parker H., nu știu care ar fi celălalt nume, are ambiția de a-l vindeca pe pacientul care nu a putut fi încă diagnosticat. La prima vedere, Joe pare perfect rațional, coerent și chiar carismatic și totuși de la carisma lui pornește dezastru. Dar care ar fi puterea lui Joe asupra celorlalți dacă aceștia nu ar avea proprii dremuri, propriile spaime și coșmaruri? Construit sub forma unei postări succesive pe internet, pacientul este un roman alert, tensionat, cu un parcurs imprevizibil și cu un deznăzământ șocant, tulburător. Iar aici sunt două review-uri, să spun așa. Un roman de debut precutat și înfricoșător, narațiunea și intriga sunt captivante, construite pe incursiuni îndrăznețe în psihologie și replici dure de o intensitate savuroasă. Kirkus Review, nu știu cine Kirkus. Narațiunea din Pacientul construiește pas cu pas o teroare care va acapara cititorul într-un lanț neîntrerupt de spaime. New York Journal of Books. Da. Haide acum să vă zic așa puțin despre carte. Am citit-o și am fost dezamăgită de final. Nu știu care e vibe-ul asupra cărții. N-am înțeles niciodată care e faza cu cărțile astea. Fai, se aseamănă cu cealaltă carte, Pacienta tăcută și chestii de genul. Da, este un thriller, este... începe foarte fain. Păi, dar la final a dat-o cu bâta în baltă, mi s-a părut autorul. Pur și simplu, cum a făcut finalul cărții, nu știu, nu... poate nu l-am înțeles eu, dar... nu. După cum ați aflat, este vorba despre un pacient care, de fapt, el a intrat la acest spital când era mic, când avea vreo 6 ani de zile, spunând că aude un fel de... este un fel de creatură care iese din perete și în fiecare seară și îl atacă, să zic așa. Și este dus de către părinții lui la această clinică, este internat, îi dă medici, îi dau niște pastile, chestii, bla bla bla, după aia îl externează și parcă după o săptămână sau două iar îl aduc părinții la clinică. Ea este că părinții lui sunt foarte bogați și își permit ca să-l țină internat în acea clinică. Ei,
pacientul nu mai este copil acum, pacientul are vreo 20, parcă sau 30 de ani deja. Vă dați seama cam de câți ani e internat la nebuni, că na, până la urmă asta era spitalul ăla. Și la acest spital vine un nou medic pe care îl cheamă Parker. Și toată povestea asta începe cu niște postări pe care el le are pe internet, în sensul că vorbește despre acest pacient. Și postările, ia stați așa să văd care era, da, postările încep așa, gen 13 martie. Ce s-a întâmplat pe 13 martie? După care, stați așa, 15 martie 2008, altă postare pe care el o face pe internet. Și din cauza reacțiilor cum ar veni acelora de pe internet, are și anumite efecte asupra lui ca și medic. Acesta este sfătuit de către medicul din spital, medicul șef cum ar veni din spital, să nu trateze acest pacient sau să nu intre în contact cu acest pacient. Dar, ce să vedeți, nu se poate abține și vrea să intre în contact cu acest pacient. Intră într-un final cu el în contact și reușește să aibă niște ședințe cu dânsul, să spun așa, doar că, din păcate, acele ședințe cam se sfârșesc destul de urât. Și nu vă zic în ce mod se sfârșesc destul de urât, nu moare nimeni, stați cam, nu moare nimeni. Dar nu moare nimeni din ăștia doi din care vă vorbeam. Mai mor caractere, după cum ați văzut și în descriere, că ziceau că ori infirmierii sau doctorii sau asistentele nebunesc, ori sfârșesc prin a se sinucide. Și sunt vreo doi aici în carte pe care sunt menționați de a, că se sinucid. Ideea care este? El intră în contract cu pacientul ăsta, pacientul are o... Nici nu știu cum să-i zic... Îl face pe dânsul să creadă că totul este ok cu dânsul și că pacientul este ok, că este ținut acolo pentru că toți îl consideră nebun, dar el de fapt este foarte ok ca și om, doar că nu s-a dezvoltat din cauza că a fost ținut într-o cameră. Și acesta îl crede, doar că lucrurile iau întorsătură după această crezanie și niște chestii se întâmplă și nu niște chestii drăguțe. Dar nu vreau să vă spun ce se întâmplă pentru că v-aș da spoiler la toată cartea. Ideea este că v-am spus, mie personal nu mi-a plăcut cum a încheiat, cum a decis autorul să încheie această poveste. Nu știu de ce, mi s-a părut, cel puțin ultimele trei capitole mi s-au părut așa, ca dacă și cu fasolele de gard, ca să spun în mod mai drăguț, da? Nu știu, nu, pur și simplu, da, deține în suspans, adevărul este că și eu eram, fai, de-abia aștept să citesc următorul capitol. Mamă, dar oare ce s-a mai întâmplat? Până am ajuns la ultimele 4-5, cred că... Ce e asta? Cum adică? Stai un pic, cum adică? Nu știu de ce, nu pot să zic că... E o carte bună, e scrisă foarte ok, dar... Dacă aș fi să compar pe asta cu Pacienta Tăcută, mi-a plăcut mai mult Pacienta Tăcută și nu din cauza vibe-ului care e în jurul ei. Da, cam asta este tot despre pacientul. Nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă ați citit cartea, dacă vouă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut, dacă sunteți ca mine. Și noi ne auzim data viitoare cu o altă carte. V-am pupat! Pa, pa!